Exact, te voi accepta. Știi de ce? Că i-a spus clar. Eu am încercat să-i văd fericiți. Deci cine? Mintea. A încercat să-i vadă fericiți. Și n-am putut nici cum. Deci în momentul în care n-a putut nici cum, a acceptat. Ai înțeles? S-a lăsat pe gubă așa că a văzut că nu se poate. Da. Și în momentul în care a acceptat, s-a întâmplat, nu? Când nu s-a întâmplat la ei, dar s-a întâmplat un lucru la mine. Că de fapt asta, în momentul în care am acceptat, n-am mai plecat nu te-a mai deranjat. Joasă, dar, adică a fost bine. Nu a mai deranjat. Nu m-a mai afectat. Știi? Păi, nu știu că să mai ție mă duceam și plecam de acolo, eram... Trebuia să, nu știu, să lucrez o săptămână întreagă. Deci vorba tot despre noi. Despre noi. Pentru că trebuie să te schimbi pe tine, ca să poți să schimbi realitatea. Atunci am acceptat. Ai înțeles? Deci poți să fii din infern, dacă tu vrei, că n-ai nicio problemă, înțelegi? Mintea îți creează, că fiecare își creează propria realitate, că suntem ființe divine. Și tu spui, aulă, ce face filmul cu nevastră? Dar de fapt, problema ta. Ai înțeles? Era problema mea. E numai a ta. Și atunci te întreb, vezi că nu făcea nimic? Da, faci odată, de două ori, de trei ori, te-ai lăbit. Dar lasă să facă decât doar vrea el, ce treabă are. Că ești de el. Domnule, că nu te las. Da, te las. Nu trebuie să modifici pe nimeni cu nimic, să schimbi nimic la nimeni. Cel mai greu este să nu intervenim. Să nu intervenim. Da, da, da. Cel mai greu posibil. Că parcă-ți vine să mai zici ceva, nu? Mintea. Are un program. Dar când nu mai intervii, nu mai cuvinte. Deci, da, atunci se rezolvă. Este ca și când nu ai vrea ca lucrul să termine bine. Prin intervenție nu se vor termina deci, bine. Acum când vorbesc cu mama, eu mă tac. Nu mai am ce să... Dar spune-mi, de ce omul vrea să intervină? Fii atent, de ce omul vrea să intervină știind foarte bine că dacă intervine, nu-i va fi bine? De ce totuși intervine? Știind foarte bine că lucrurile se vor termina prost. Nu eram conștient. Sau nu știe lucrul acesta? Nu știam atunci. Nu, eu ziceam că fac un lucru bun, să le aduc eu lor fericirea, să fie curent și fiecare să stea în jos, să nu se mai înțelegi, da. Dar acum am înțeles. Știi că te-am întrebat prima dată când te-am întâlnit și ai spus că n-ai acceptat o situație de acolo. Că ți-am spus că o săptămână după aia trebuie să lucrez și să zic la tatăl nostru și mai nu știu ce mai făceam eu până să mă... Iarăși să... Nu trebuie să spun nimic de că să înțelegi mă, dacă ești din suflet divin sau nu. Sau un ego. Da. Atât trebuie să te uiți. Deci îmi trebuia o perioadă să-mi revin la starea mea de dinainte. Mă afectam. Și după am acceptat și de cum am plecat de pe poartă de acolo sunt de afectată de nimic. Știi ce am văzut acolo? În detașare. Da. Da. Deci, în concluzie, în fața unei situații în acestea care sunt o problemă, te întreb, măi, eu sunt în divin, în suflet sau sunt în ego? Dacă sunt în ego, am tendința să intervin, ce vreau eu? Vreau să intervin înseamnă că sunt în ego. Las lucrurile în pace, sunt în suflet. Dar dacă intervin, se va termina prost. Ce vreau? Să termine prost? Și atunci rămân în... E tot plăcut. Și de ce? Pentru că nu există rău sau bine, prost sau plăcut sau neplăcut. Există decât o repetare a iubirii, o repetiție a iubirii, a lecției iubirii. De fapt, nu e lecția iubirii, uite, te duci și mai faci tu o repetiție să înveți să iubești. Despre asta e vorba. Repetiția iubirii. În condiția în care nu ești conștient că este calea corectă. Deci nu este vorba nici de dacă... Deci repetiția iubirii vine pentru mine. Să mă învețe pe mine. Că tu trebuie să te schimbi. Când vezi ceva la celălalt te deranjează, e iată. Primul tău, că vine din tine. Mă deranjează ca mea sora care a stat mutulică tot trei luni. Nu știți nimic, dar pe mine mă deranjează ca mea nu mai nimic. Ai înțeles? A stat mutulică. Ai înțeles? Deci e din mine, nu? Nu e din eu. Înțelegi? Da, da, ea e cu non-intervenție și e cea mai... Nu, noi dăm ei exemplu. Da. Și atunci niciodată n-ai treabă cu celălalt să te schimbi pe tine. Da. Deci n-ai ce să comentezi la celălalt că nu e, nu știu ce. Dacă nu-ți convine la el ceva, înseamnă că nu-ți convine la tine. Da. Te-ai schimbat pe tine la celălalt, ți-a luat în oglindă ceea ce ești tu. Și s-a schimbat. Lucrurile să fie așa cum sunt. Și la exemplu pe care l-a dat Mircea, înseamnă exact că aceeași situație. Să nu intervin. N-ai intervenit, atunci ai intrat în iubire și exteriorul e obligat să intre automat în iubire. Ce forță imensă. Da. Da. Adică să lași lucrurile în pace, să fii... Nu interveniți și dai cu copiii la fel. Tu traduci asta, dar nu ți-a trebuit să am. A venit cu o haină de plană și bulă întreabă, zice, mamă, zice, ce haină frumoasă de plană, zice,
Tata ți-a dat-o? A, zice, dacă așteptam după tactul, nici pe tine nu te aveam. Dar să ne spui și tu, Marius, că nu ai vorbit niciodată despre aventurile tale amoroase. Întrebarea este cine vrea lucrul ăsta? Ego-ul vrea. Ego-ul, da. Așa e. Deci nu vrea un lucru corect pentru el. Mintea, da. Deci își amplifică mintea și mâine se poate trezi cu cine știe ce defect ține în viața lui. Ceva să nu reușească. Pentru că a insistat în mental. Mentalul trebuie să fie scăzut, deci nu contează ce trebuie să vină din față. Trebuie să vină o pierdere. Măi, mi-era doar gândea. Acum îmi dau seama că mai ziceți o glumă și n-ați mai făcut nicio serată, nimic. Ați fost, ce ați făcut? Ați făcut pauză? Ce ați făcut? Menopauză. E vârsta, n-ai ce să fie. E la andropauză aici. La mine e... Știu asta. El e fan femeie și de aia a zis. Păi nu, că de-aia sunt plăcute întreb. Da. Nu? Frumoase sunt. Și că le întâlnim foarte frumos. Sunt în mers și timpul mersului e altceva. Energiile circulă altfel. E curgere. Se adaugă viteza trenului. Uite, trenul curge, deci curge, ne dă, da, un, da, exemplu. Da. Din când în când se mai oprește. Dar putem, când venim la voi, să facem și apartamentul. Ca să nu mai simțim. Dacă nu veniți la mine, e clar că nu trebuie să-l miște nimeni, că se mișcă singur. Ce-a mai spus soția? A mai spus ceva frumos? O, ceva frumos. A fost super. A fost minunat. Prima plecare a mea fericită. Asta e după părerea ta. Dar nu ți se pare suspectă? Îmi dau seama ce mă aștept. Dar nu ți se pare suspectă? Să suni înainte de altfel. Exact. Îți dau un sfat? Da, corect. Când e prea liniștită, să știi că e... Dubioasă. E dubioasă, înseamnă că de-abia aștepta să pleci. Și? Păi nu știu când ai spus să se pun să nu fii schimbat el. Nu, tu poți să zici, poți să vin, dacă nu, hai că mai mă duc o dată. Pleci direct la roba. Bagajele deja scoase la poartă, dar e vorba de vreo două săptămâni la rând, îți dai seama ce înseamnă. Da, închipuieți, Mircea, dacă tu ești în pace și în liniște, nimic nu-ți poate face rău. Mariu, știi câtă pace și liniște am în cap în sufletul? Sunt foarte liniște, vorbesc serios. Dar uite că neliniștea tot nu îmi dă pace. Păi, vreau mai multă pace și eu. Înseamnă că te așteaptă fără chei sau cum? Nu, dar s-ar putea să fie. Uite, ai dreptate aici. Păi ți-a neliniștea ta și trebuie să se întoarcă. Am făcut schimbare la mine. Da, adică am fost mult mai calm, mai liniștit și uite, poate că asta a zis ea mai... Ți-a luat interiorul și n-a putut să fie altfel. S-a schimbat. S-a schimbat. Nu ea, te-ai schimbat tu. Se gândește mult, dacă el se schimbă, Da. Păi dacă eu m-am schimbat... Păi să ducă. Păi nu este logic. Da. Îl mai trimit eu, vezi? Uite, vezi că s-a schimbat și realitatea în comportamentul soției. Și viața în familie, probabil, că s-a schimbat. Îi schimbă și decorul nevastă, dar cine știe cu cine e? De asta zic. Nici nu trebuie să mă bucur prea mult, niciodată. Îmi spunea fata care ne-a adus. Zice, cum se face, mama? Când plec mai devreme, mai din timp spre servici, toate semafoarele sunt pe verde. Și când plec în criză, atunci toate le găsesc pe roșu. Deci mă încurcă. Și i-am spus, starea ta este că... ai întârziat, ai plecat în grabă. Agitare. Agitația. Și agitația din tine creează
realitatea din față. Toate stopurile sunt roșii, unul îți mai taie, nu-ți dă voie. Adică te întârzie. Da. De fapt, mintea se duce în viitor și atunci viitorul ți se opune. De fapt, te îndepărtezi. Tu trebuie să... Deci starea noastră interioară... Ia forma exterior. Clar. Când se oprește trenul, se oprește și curentul la telefon. Așa s-a întâmplat? Da. Pe bună? Nu e, n-are. Uite! Eu uite la vorba. Se vede că nu mai încarcă. Înseamnă că ăsta e...